Vis-a-vis de echipa națională, am văzut că lumea este dezinformată, nu știu cu voie sau fără voie, la această etapă de pregătire, din care se va alege acum, după aceste 3 zile, era normal să facem o etapă scurtă de pregătire, dar fiind și campionat, am ales 3 zile luni, marți, miercuri, pentru că selecția nu poți să o faci din jocurile de pregătire doar și din 2 etape. Era nevoie ca și ele să se întâlnească, să li se comunice obiectivele, linia metodică după care ne ghidăm în această toamnă. Sunt 2 meciuri foarte dificile cu Norvegia de calificare la campionatul european. Norvegia are un palmares deosebit, sau cel mai bun palmares probabil care îl are reprezentativă în acest moment, campioană olimpică, europeană, mondială, toate în ultimii 6-7 ani de zile. HC Zalău a dat 3 jucătoare la această convocare, respectiv Pintea, Ciuciolete și Varga, care s-au comportat bine, foarte bine Ciuciolete, bine celelalte, și sigur că vom vedea care dintre ele vor rămâne pentru această dublă cu Norvegia, care practic va face selecția și pentru campionatul mondial din decembrie.